Eu mai am două acasă și atunci. Dacă așa am avut trei torbe, sunt și în judecată, și în procuratură botanică, și nu știu spune, și în procuratura generală. Așa e justiția la noi, Moldova. La închisoare? Doamne ferește să recunoască că ei au făcut o încălcare. Doamne ferește. Doamne ferește să recunoască. La închisoare se simți ca acasă. Da, la închisoare încă ei mă ajută, ei se ajută un pe altul. Ca să eu nu pot scrie, nu pot astea. Lor le trebuie să arăt că ei lucrează. Înțelegeți? Da, azi le-am cu cine te judeci? Ori tot cu... Tot cu procuratura, am un an de zile, dacă am... Pe 8-a, 14 să supunem materialul penal, mi-au refuzat în deschiderea procedurii, în deschiderea urmării penale de vânzare pe care au fabricat dosarul. Am anulat pe 24-a, 4-a refuzul și iată, știu, la jumătate, din nou, refuză fără nișo, fără a face nimic, fără a investiga. La concret, și n-ai să investiga, câte dovezi despre loc. Câte dovezi despre loc. Nimic. Dovadă că și? Dovadă că dosarul fabricat, că sunt documente false. Au fost impus așa numită victimă să depui mărturii. Plângele de pus la miezul nopții. Nu e că vedeți, chiar nici în sala judecată nu pot să mă expun. Totul că nu mă expun. Nu mă expun probleme din penitenciar. Nu mă expun asupra problemelor... Dar și despre penitenciar poți spui dacă e ceva ilegal? Că e libertate de exprimare. Nu spui și acolo te chisază, te vesuie. Dar la care ești, amu? De domnul Tereiește. La Cricu, ori unde ești, amu? Da, la 15. La Cricu, la 15. Păi, că acolo-s două, mă tine. Acolo-s și patru, da. Și același procuror se ocupă tot timpul, se mai schimbă. Se mai schimbă, ei, că se ocupă la botanica de pești. Nu vă zic, asta este interzis. Nu e adevărat. Libertatea de exprimare e un fundament. Este lege. Nu e adevărat. Care problema dați de să vă spun? Să știe lumea ce se întâmplă. Vete mai la ora 1 de noapte te pune plângerea, pe când conform nici fără convorbire telefonice, s-a făcut tot în altă parte când se corpă tare. Aha. Deci același procuror s-a ocupat de cauza asta? Plângerea împotriva poliției, zero. Victima instanță spune că a fost prima dată la declarație dosarul dat, am fost la Diana, ea a adus polițiști și ei m-au amenințat, m-au speriat, m-au ținut la poliție până dimineață. Zero emoții. Asta au spus atunci când te-au condamnat sau acum, Adem, când îți faci anchetă? Când m-au achitat, eu am fost achitat de prima instanță. Am înțeles. De judecătoarea Luiza Gafton. Pentru că, într-adevăr, judecătoarea a văzut cum a dus eu pe victimă cu bodyguard, adică subțuori, procurorul... Lăsați-i omul să se exprime, că e drept fundamental. Nu știu, 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 care e problema ca să ne scrie? Dar trebuie să invocați o lege raportul și ala. Dar eu am unii dat soci pentru cei care o vorbesc în judecată. Și l-ai contestat? Mi-am contestat, nu ne-am dat. Oho. Am una, altă pe situație, a doua situație anume cu faptul că dacă vreau ceva să spun o frază aici ca să ajung la lume, mi s-a oferit sancțiune. Oho. Pentru faptul că vorbește în instanță. Dar poți să te plângi la CEDUC, îți încalcă dreptul fundamental de exprimare. Să mă plâng și acolo, mă plâng și acolo, dar până când, poftim, drept în declarație spune. Persoanele care m-au reținut au început să mă interogheze, Am ajuns la poliție, la comisariatul de poliție sectorului botanic, că persoanele care m-au reținut au început să mă interogheze. Cum am ajuns și așa mai departe. Dar și pe victimă au reținut? Da. Au reținut-o și-au pus-o să facă, au reținut la miezul nopții și-au pus-o să declare, să scrie o plângere de mișinoasă. Ceea că ei se spune în declarație, că au început să mă înjure, să mă numească cuvinte neîncezurate, să mă sperie, că să mă închidă în închisoare, dacă nu le spun adevărul.
Ei, iar eu nu m-am semnat. Eu scris, dar eu nu m-am semnat. La început eu n-am știut ce semnez, deoarece nu am citit. Spune-te. Acum este frică de punct de poliție. Eu am avut nevoie de dosar, de anume pentru dosarul meu este fabricat, nu știu cum mare că interesul politici sau chestii de astea, dar anume e fabricat pentru ca să arate că lucrează, pentru statistică. Statistică, da, anume pentru statistică, iată și rău aduce implementările de europene. Pentru că ei nu lucrează într-adevăr, ele trebuie de lucrat cu viciile astea, niște sănătoase din societate. Dacă nu de... nu de fabricatul sare. Nu asta e. Șeze de obligație 1.10. Așa că nu știu să examinează dosarul 10.229/16. Legile podatului Pascal Stăpană pe trebuie acțiunul procuraturii votate ca municipiu. Conform articolul 336 din 2 grupuri de penal, 50 de judecate și suspensă de legal. Domnul avocat. Severin, vreți să participați la ședință? În instanță este prezent condamnatul Pascal, imitate care a fost în depășință anterioare, este prezent procurorul Ilian Pocin, identificat în vas legitimației de serviciu, numărul? 0-6-1. Ați prezentat-o, domnul avocat? Da, nu vreau să fie. Are la ședință. Este prezent avocatul Orban Ion. Orban Ion, identificat în vas legitimației de serviciu și mandatul inițiată în anterioare de cauză. În ședința anterioară, condamnatul Pascal și-a manifestat intenția de a încheia contract cu avocatul Țurcan, dacă mă plăcesc, da? Da. La ședință am discutat cu avocatul Țurcan, dar deoarece avocatul Țurcan a apărat în instanța de fond și cunoaște că procuratura se opune și el e neputincios Pascal. Să mă ajute în situația dată, deoarece sistemul. Intenționat mai departe să fiți apărat de avocatul din oficiu sau vă aveți intenția să încheiați contract cu avocatul Țurcan? Intenționez să mă asist avocatul care este, cu toate că avocatul este neputincios împotriva sistemului. Pentru că nu se respectă. Deci, dacă procurorul este judecat, ca o să examinează către o trei avocatari, pentru că tot mai schimb de fie mandat participarea procurorului Pociu, avocat, acolo. Ecuzeri dacă sunt? Cereri de mersuri? Nu ai tablă cu zrenul. Nu ai zrenul. Dacă nu sunt, vă ascultăm, Pascal. Ce să ajutăm noastră? În noapte instanță, încă în data de 28-8-14, a fost pornit material penal în baza articolului 274. Peste careva timp, câteva luni, s-a refuzat în deschiderea dosarului penal. Ulterior, în data de 24-4-2015, de către judecătorul de instrucție, a fost anulat, refuzul de a deschide dosarul penal în privința inspectorului de poliție Țăgănescu Vasile, care a introdus cerere falsă în dosarul penal. Instanța a constatat verificarea la momentul dat, instanța a constatat verificarea afirmațiilor spuse de către mine, în dioptă n-a avut loc. Timp de, din 24-4-15, Procuratura Botanica și Inspectoratul Botanica n-au lucrat cauza dată deloc absolut. Adică, dacă ne uităm în ordonanța de refuz în pornirea dosarului penal, se spune că a fost chestionat domnul Țăgănescu și el a spus versiunea lui prin care el intenționează să fugă de răspundere. Dar persoana Tașca, care este necesar, obligatoriu de a găsi și de a audia, nu a putut o găsi și chipurile, se spune chipurile pșticotare. Ceea ce a fost infirmat faptul că
că nu se află în țară de către instanță. Ieri a fost confirmat că asta este o minciună. Persoana dată ca tare de 18 din Republica Moldova, din 2009, până la data în cauză. Decătând asta, după ce s-au anulat ordonanța de refuz, în data de 24.04.15, totuși inspectorul, tot același inspector de poliție de Botanica, Alexandru Alexei Paremisita, a fost formal și ne-a făcut o audiere, unde eu am explicat că de-am anunțat uși mai multe versiuni cum au ajuns la cei ca să fabrice dosarul în privința mea. Am anexat declarații scris destul de voluminoase și tot am anunțat și lămurit fiecare situație. Necătând la asta, o șezut înghețat, adică nu s-a făcut nimic. Mai mult ca atât, în data de, dacă asta și se referire, în data de, nu știu vă spun două secunde, în data de 26.08.2015, de către IP Botanica, în secretariatul botanic, a fost înregistrată plângerea mea suplimentară, cu declarații suplimentare și cu dovezi anexate, cu un scrier care reprezintă dovezi a infracțiunilor comisiei de către inspectorat, de către inspectorul care, de către organul penal, plângerea sub numărul P-12-14-15 a fost primită. Este răspunsul. Am primit răspuns că eu a fost primită, dar ce s-a făcut cu dânsa? Unii s-au anexat la dosar, s-au examinat, nu s-au spus nimic. În situația dată, eu nu am numărat de ori, m-am adresat în Comisariatul General de Poliție. Ei, remitând petiția dată către Procuratură, în judecată, ni s-a refuzat, deoarece n-a respectat căile. Am respectat căile și din nou am întrebat Procuratura care chestia cu petiția suplimentară mea, unde e să află, s-a examinat. Până în ziua de față n-am primit niciun răspuns. Făcând cunoștință cu materialul dosarului, eu n-am văzut această petiție. O am scris sub copiercă, o am la mine plângerea. Și am căutat destul de bine în materialul dosar, n-am găsit plângerea dată. În dioște. Pe faptul dat, eu am depus plângere în instanță. Asta e una din plângerile mele care se examinează în ședința de astăzi. A doua plângere care se examinează, asta e pe faptul ordonanțelor Procuraturii Botanica, din 29.07.2016, emisă de către procurorul Ilian Cociu, pe cum și ordonanța procurorului ierarhic superior, domn Marcel Cimbir, din 05.09.2016, prin care mi s-a refuzat din nou în intentarea dosarului penal, în privința organului penal, care au comis falsuri și abuzuri în procesul de urmărire penale pe cauza pe care sunt condamnat vădit ilegal. Mitescu, Pascalu, să spune. Da. Domnul Carlos, iar dumneavoastră a insistat să fie acordat în continuare schetul. Am nimic, doamnă, de iar, domnul președinte și așa. Dar ședința e publică, la scopul, cum mai departe. Mai spuneți, dați-mi ce. Adică examinându-se cererea, plângerea mea împotriva organului din canal că a pierdut adică examinându-se un material de falsificare, procuratura și mai face alte încălcări astea crime, pierde plângerea mea suplimentară și materiale anexate. Și fiind asta în instanță, au apărut ordonanțele deja de neîncepere la urmările finale. Făcând cunoștință cu ordonanța, am
am văzut că după text nu s-a schimbat nimic. Unica și s-a spus, nu s-a menționat minciuna că doamna care trebuie să fie găsită, doamna Tașca, Natalia, nu s-a făcut minciuna asta. Nu s-a spus, doar că doamna Tașca, Natalia, nu a fost văzută de către vecini, și de către sectorist la fel, adică de către inspectorul de sector la fel, n-a fost văzută. Logic, o întrebare, când cauți un om, știu că cauți în primul rând la părinți, la bunei, unde au lucrat, sunt mai multe adrese, din Chișinău, adică să vieți, cum să răspunde, cu ochiul liber să vieți că pur și simplu nu este dorința de a o găsi. Pentru că ne fiind specialist, nu spun ne fiind de avocat, dar situația dată mă impune să caut, să studiez codul procedură. Să ne calificăm cu cerințe diplomate. Vreau să vă spun, domnul procuror îi spun gatare asta, că nu ați avut să spun, procuror poate, eu nu știu, dar am găsit în codul procedură penală, de exemplu, articolul 174, punctul și urmărirea penală. Și aici clar se lămurește că chiar și în cazul când din actul de sesizare, după caz de constatare, nu rezultă elementele infracțiunii din lipsa datelor suficiente, organul penală efectuează acțiuni extraprocesuale, de verificare și completare a datelor din actul de sesizare. Și mai departe, ce să spune, ce să mai faci, astfel, când datele pentru începerea penale nu sunt suficiente, organul penal efectuează măsuri operative de investigație prevăzute de articolul 6 al legii privind activitatea operativă de investigație sau, după caz, acțiuni prevăzute de articolul 13, punctul 3, 36, 37, 38, 40, 41, 42 al legii cu privire la poliție inclusiv. Adică, eu cred, domnul procuror știe tot chestia asta, că a făcut studii, nu cumpăra diploma și știe cum trebuie să lucreze. Adică chiar și dacă era puțin, nu trebuie eu să zdrugum și să dau toate explicațiile, deși domnul, deși... La subiect, oricum, la subiect. Asta și este la subiect, nu mă scuzați, eu vă rog frumos să-mi dați voi să mă expuneți așa cum se primește la mine. Eu vă dau voi, dar nu te pasați la subiect. Am astea. Iată, dovezile sunt chiar în dosarul penal. Nu trebuie nicăieri de fugit și de făcut ceva suplimentar. Chiar doar materialul din dosar dovedesc fabricarea dosarului. Dovedesc faptul de contrazicere între probe. Începând de la ce s-a început materialul ăsta penal, începând de la faptul că plângerea este depusă la același timp când așa numită victimă s-a aflat tot în altă parte. Conform plângerii echipului, plângerea depusă la Botanica, conform desfășurării conformului telefonice, ea se află în sectorul Rășcanul ca centrul de protezare, adică mai vale de piața centrală, tot mai departe de Botanica. Dar procuratura n-a examinat acest lucru. S-a luat de ipoteza de varianta asta, așa ca la un domn Țigănescu, că chipurile telefonului erau la dumneie. Necătând la faptul că despre analizarea acestui conform telefon, ci este menționat chiar și în încheierea de anulare a refuzurilor anterioare. Este menționat faptul că în cadrul procesului penal, organul penal și procurorul n-au supus analizei desfășurării conform telefonice. Adică, măcar acest mic punct n-a fost executat de către procuror. Mai mult ca atât, eu în declarațiile mele, precum și între cele care în cele suplimentare, am menționat faptul că dovezile de